De aceea, iubiții mei frați, să nu trăim cu răutate. Fiindcă fără voința noastră liberă, mă refer la libera noastră alegere, la acordul nostru, diavolul nu poate cu niciun chip să se apropie de noi. Fiindcă are grosolănia tâlharului și a furului, deși poartă chip nematerialnic căci furul sau ucigașul își întinde cursele în chip nevăzut pentru ca să-l prade pe călător într-o ambuscadă nebănuită de el așa și începătorul răutății demonul nematerialnic fiind umblă prin văzduh și de acolo observă intenția omului de unde și încotro și în care dintre lucruri își aruncă mintea. Dacă îl vede pe om că se pleacă spre bine, se retrage pentru că nu poate să se apropie de el. Dar dacă îl vede atașându-se de răutate și înclinând spre rău, se sălășluiește în el prin minte, prin gânduri și se face slujitor al voinței lui celei rele. A plecate spre rele și toate câte voiește le face prin deprinderea rea a omului aceluia, fiindcă cele pe care mai înainte nu le putea nici de cum lucra, îndată le lucrează împotriva firii prin vasul care este omul. Așa cum iarăși și omul lui Dumnezeu, prin lucrarea poruncilor, prin fapta bună, prin bunăvoință, prin bunătate, prin gând bun, adică blândețe, iertare, bună cuvință, primește Duh Sfânt, Dumnezeesc, și apropiindu-se de Dumnezeu în acest fel, Dumnezeu se sălășluiește în el prin minte și poate să săvârșească și să lucreze cele mai presus de fire, având pe Hristos care vorbește în el. Sfântul Calist I, Patriarhul Constantinopolului.